Relatarea despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, redată în ultimele versete din Evanghelia după Matei, este una dintre cele mai fascinante din istorie. Ne întoarcem lângă cruce să vedem ce s-a mai petrecut după ce Iisus și-a dat Duhul și să cugetăm la ultimele cuvinte spuse de El urmașilor Săi. Vă reamintesc, era întuneric în miezul zilei, iar când Iisus și-a dat Duhul, un cutremur a zguduit pământul. Unele morminte din cimitire s-au deschis și multe trupuri ale sfinților au înviat și numeroși martori au văzut și s-au minunat. Imediat după aceasta, perdeaua dinăuntrul templului care delimita locul preasfânt s-a rupt în două de sus până jos. Doar Dumnezeu putea face asta. Sfâșierea cortinei, ce închipuie trupul frânt al lui Iisus de pe cruce, deschidea calea omului către Dumnezeu. Iisus a suferit pedeapsa pentru păcatele noastre în însuși trupul Său. Nu mai avem nevoie de vreun mijlocitor uman, pentru că l-avem pe Cel Perfect, Iisus, care ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu. Agitația stârnită de eclipsa de soare și apoi de cutremurul de pământ a risipit mulțimea înspăimântată, dar pe alții i-a ajutat să-și vină în fire și să-și manifeste credința. Lui Iosif din Arimatea i s-a permis să dea jos de pe cruce trupul lui Iisus ca să-l pună într-un mormânt ce aparținea, la gura căruia au rostogolit o piatră uriașă ca nimeni să nu poată fura trupul. Cine s-ar fi gândit că el chiar va învia și va ieși singur din mormânt? Dar el a făcut-o! Iisus e viu! Evanghelia se sprijină pe doi piloni principali, moartea lui Iisus și învierea lui. Toate celelalte religii menționează moartea celor ce le-au inițiat. Doar credința creștină proclamă și învierea fondatorului său. Numai Hristos a înviat ca să nu mai moară niciodată. Câteva cuvinte despre soldații de pază la mormânt. Superiorii le spuseseră: spuneți că ați ațipit și că ucenicii lui au venit tocmai atunci și au furat trupul. Vă acoperim noi. Cu această scuză ieftină a fost contracarată în primul secol învierea lui Iisus. Dar chiar dacă necredința încearcă de 19 secole să o răstălmăcească, nicio explicație n-a reușit să zdruncine caracterul evident al învierii. Întorși la mormânt, ucenicii lui Iisus au fost întâmpinați de îngerii care au anunțat: nu este aici, a înviat. Locul unde a fost pus este gol. Nu ești creștin dacă ai dubii că Iisus a înviat din morți. Trebuie să vă fie clar în minte că Hristos a murit pentru păcatele voastre, că a fost îngropat și că a înviat. Și astfel convinși, puteți ieși să-L mărturisiți. Prietene, mergi și vestește. E cea mai măreață misiune a vieții tale. Pentru că Iisus li s-a arătat apoi, ucenicilor și le-a poruncit, lor și nouă, cei din toate veacurile: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Scrie în Matei 28, versetul 19. Doar prin puterea Lui putem împlini poruncile Lui. Matei este Evanghelia împăratului. Iisus a născut ca împărat, a trăit ca împărat, a murit ca împărat, a înviat ca împărat și se va întoarce pe acest pământ ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Să te pleci acum, înaintea acestui împărat, este cel mai important lucru din viața ta.